Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Elvira Gheorghiță și astăzi, la Prețuiește Sănătatea, am invitat un bancher. Să știți că îi se spune așa în sistemul sanitar numai pentru faptul că gestionează zeci de miliarde de lei. De fapt, sunt acei bani pe care angajatul și angajatorul îi virează în Fondul Național al Asigurărilor Sociale de Sănătate și pe care, de fapt, îi cheltuiește pentru sănătatea noastră. Este vorba despre președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul dr. Vasile Ciurchea. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației Trinitas TV și ați venit la emisiunea noastră. Și eu mulțumesc și chiar mă bucur că sunt la o emisiune la Trinitas și că putem vorbi despre sistemul de sănătate în așa fel încât pacienții să înțeleagă mai bine ce se întâmplă cu sănătatea lor sau cum pot să-și găsească sau să-și trateze mai bine sănătatea. Și dacă mă întorc la afirmația dumneavoastră de bancher, cred că este impropriu spus bancher. Într-adevăr, Casa de la 1 ianuarie la 31 decembrie, cel puțin în 2015, a avut 5 miliarde și jumătate de euro. Deci foarte mulți bani. Dar acești bani nu sunt fizic, să poți să-i numeri în fiecare zi. Sunt bani virtuali pe hârtie. Acești bani nu sunt la începutul anului. Ei se colectează în fiecare lună de la, așa cum bine spuneați, angajat și angajator. Sau de la cetățenii care își plătesc asigurările de sănătate din mână, cei care nu realizează alte venituri din angajare sau din alte surse. Deci, dacă am avea 5 miliarde și jumătate de euro la începutul anului, cred că orice bancă ar fi absolut interesată să ne dea o dobândă bună și sigur că și noi am fi interesați să obținem o dobândă cât mai mare, pentru că din acea dobândă nu facem altceva decât să decontăm servicii medicale. Și probabil că puțină lume știe și foarte mulți se întreabă ce face casa cu atâția bani, unde se duc banii și așa mai departe, dar trebuie știut foarte bine că acești 5 miliarde și jumătate de euro, 98% din bani, sunt pe servicii medicale. Deci nu poți deconta decât servicii medicale. Servicii medicale acordate asiguraților sau categoriilor care sunt asigurate fără plata contribuției. Restul de 2% sunt cheltuieli de administrare a fondului, însemnând de întreținere de clădiri, de curățenie, de motorină, de salarii și așa mai departe. Deci un procent extrem de mic din suma fabuloasă de 5 miliarde și jumătate sunt cheltuieli de administrare. Deci, așa cum vă spuneam, bancherul nostru este cu buzunarele goale, de fapt, dar, într-adevăr, gestionează banii care se adună pentru sănătate. Domnule președinte, aveți prevăzut un buget mai mare cu aproape 12% pentru anul care urmează. Spuneți-mi, vă rog, spre ce anume se vor îndrepta acești bani? Cu prioritate, mi-ați zis servicii medicale, dar mă gândeam la oameni, la programele naționale de sănătate, acelea pe care dumneavoastră le puteți finanța. Este pentru bolnavul din România o speranță de mai bine în 2016? În 2016, într-adevăr, bugetul este mai mare cu 12%. Sigur că ne-am fi dorit cât mai mulți bani și niciun sistem din lume nu are bani suficienți pentru sănătate, pentru că toată lumea știe, sănătatea este extrem de scumpă și mai ales că pacientul dorește să își rezolve problema de sănătate cât mai repede, cu un tratament cât mai modern și cu investigație cât mai modernă și, dacă se poate, în spital. Deci, cum nu există un sistem de sănătate standard și să spui că, uite, acesta este cel mai bun și noi încercăm să găsim varianta cea mai bună cu acești bani. Dacă, de exemplu, am fi avut un buget dublu, probabil că și acel buget dublu se cheltuia tot pe sănătate. Și la răspunsul la întrebarea dumneavoastră ar fi că toți banii se duc pe servicii medicale, așa cum am mai spus, dar aceste servicii medicale sunt acordate pacienților. În plus de ceea ce am oferit pacienților în 2015, o parte din bani, deci un buget mai mare, un procent mai mare, va fi alocat programului de oncologie. În cadrul programului de oncologie vom crea un subprogram pentru copiii cu afecțiuni oncologice.
știind faptul că un copil cu afecțiuni oncologice este un pacient special. Dacă unui adult poți să explici și ce înseamnă boala și să aibă puțină răbdare că cu tratament se vindecă și așa mai departe, este greu copilului să-i explici de ce nu este ca și ceilalți colegi ai lui de școală sau vecini sau copii cu care intră în contact. Mai mult decât atât, copiii au nevoie de o îngrijire specială, de servicii în plus, cum ar fi de kinetoterapie, de psihologie, inclusiv de program de școală. Stau foarte mult în spital și atunci, ca să nu pierde legătura cu școala în spitale, deja s-au organizat, așa zise, clase, unde continuă procesul de învățământ. Toate aceste servicii costă și nu poți să le lași pe seama spitalului doar din un tarif ponderat pe casă. Deci trebuie să venim și să decontăm toate aceste servicii de care are nevoie un copil. Pot să dau un exemplu. Dacă unui adult trebuie să îi faci radioterapie, îi faci radioterapie explicându-i ce și cum trebuie să facă. Unui copil trebuie să îi faci radioterapie, dar cu anestezie. Pentru că dacă se mișcă în timpul procesului de iradiere, atunci pot fi iradiate organe din jur sau țesuturi din jur și sigur că în loc să-i faci un bine, îi faci un rău. Și așa este o boală necruțătoare, este o boală greu tratabilă, uneori sau de multe ori nevindecabilă. Deci copiii necesită un tratament și un program special. Și atunci, pentru prima dată, în 2016, va funcționa un program de oncologie pediatrică dedicat copiilor. Și banii pentru școala lor, pentru că, într-adevăr, în Institutul Clinic Fundeni, cu avizul Ministerului Educației, știu că există un program de învățământ, este o programă adaptată nevoilor lor și acest program este susținut tot de către dumneavoastră? Nu, programul de învățământ este susținut, sigur, de Ministerul Învățământului. Fiecare minister cu obiectul de activitate își achită obligațiile pe care le are. Școala oricum ar fi trebuit plătită de Ministerul Învățământului, așa cum sănătatea trebuie plătită de către Ministerul Sănătății, de către Casa Națională de Asigurări și atunci sarcinile sunt împărțite. Dar spuneam de acele servicii suplimentare pe care la un adult poți să nu le oferi. Domnul președinte, concret, câți bani le alocați în plus pentru programul acesta de oncologie pentru copii? Păi el are o creștere pentru anul 2016 de aproximativ 15%. Dar noi nu am vorbit până acum de program de oncologie pentru copii, vorbim în premieră. Deci pentru prima dată, pentru programul de oncologie, da. Alocăm această sumă. Trebuie explicat foarte clar ca lumea să înțeleagă, să nu creadă că până acum nu am tratat copiii cu afecțiuni oncologice. Dar am tratat, dar era un program una mare. Sigur că medicamentele le-am decontat întotdeauna, internările le-am decontat întotdeauna, dar vorbeam de acele servicii conexe, de acele servicii de care un copil cu afecțiune oncologică are nevoie pentru a putea să-i susții afecțiunea necruțătoare, aș putea spune, fără să greșesc. Pe lângă această premieră, într-adevăr, mai sunt și altele în sistemul sanitar din 2015, de când dumneavoastră sunteți președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Aș vrea să mă refer la Cardul Național de Asigurări de Sănătate. Card, de fapt, prevăzut în legea sănătății din anul 2006, dar care abia în anul 2015 a reușit să intre în funcțiune. Există, aș vrea pentru început să vă fac o demonstrație. Am adunat aici carduri de toate felurile. Și am zis să le împart în două categorii. Card de pe urma cărora avem oarecare beneficii. De exemplu, am o reducere la farmacie, mai am o reducere la magazin, mai am carduri de acces. Cardul de acces în parlament, cardul de acces la serviciu. Unde să-l pun pe acesta, Cardul Național de Asigurări de Sănătate? Cardul, de fapt, care, pe care dumneavoastră mi l-ați dat și de care eu mă cardul bucur dacă nu-l uit acasă. Sănătate poate fi trecut la cardul de la categoria carduri de acces pentru că în primul rând îți oferă accesul la servicii sanitare. Îți oferă accesul în sistemul sanitar. Și apoi acest card
Cel mai important rol al cardului este că ne confirmă nouă că pacientul a fost la un moment dat într-un anume cabinet sau la un anume furnizor de servicii medicale. Și atunci știm că nu decontăm servicii medicale fictive, știm că pacientul a fost în acel cabinet și că, într-adevăr, are nevoie de acel serviciu. Deci acest card nu este un card purtător fizic de bani, cum este cardul bancar, te duci, bagi cardul la bancomat și scoți o sumă de. Dar, prin analogie sau încercând să ne imaginăm că fiecare serviciu medical costă, atâta timp cât asigurăm serviciile medicale și cât dăm doar acele servicii de care pacientul are nevoie, înseamnă că și acest card are o sumă în spate. Sigur că pe card nu se vede cât contribuie pacientul. Deci cardul îți arată că ești asigurat, că poți să ai cardul, dar să nu fii cu asigurările plătite și atunci acel card nu funcționează. Este inactiv. Cardul este activ atâta timp cât contribui la sistemul de sănătate. Dacă, să zicem, peste 2 luni de zile nu mai plătești asigurări de sănătate, la 3 luni de la momentul sistării plăților și cardul este inactiv. Peste o perioadă plătește asigurări de sănătate, cardul devine activ. Pentru că noi suntem într-o conexiune, este adevărat că nu online și mi-aș dori să fie online cu ANAF-ul, în așa fel încât în fiecare moment când cineva și-a plătit asigurările să devină asigurat și nu medicul în cabinet să trebuiască să ia o declarație pacientului că nu realizează venituri peste 700 de lei sau că face parte dintr-o categorie sau alta de asigurați. Nu este treaba medicului. Este Dar cine treaba are acest card? Mă refer la pensionari. Toți pensionarii din România au acest card de sănătate? Acest card de sănătate îl au toți cetățenii din România care au împlinit 18 ani și care plătesc asigurări de sănătate. Indiferent că este pensionar, angajat sau are venituri din activități proprii. Și înseamnă că acei copii care nu au card de sănătate beneficiază de servicii medicale copii, la fel ca cei asigurați. Grupa de vârstă între 0 și 18 ani nu are card de această grupă și beneficiază de servicii medicale ori de câte ori are nevoie. Ce anume este înscris pe acest card? Boala pe care o am? Nici vorbă. Are doar un nume, numele posesorului, are un cod de identificare în sistemul de sănătate, are un cod al cardului și perioada de valabilitate. Nimic altceva. Domnule președinte, era în intenție a trece pe el totuși pentru o mai bună evidență, bolile de care suferă fiecare pacient și mai mult decât atât, să scriem chiar acceptul pentru donarea de organe în momentul în care am ajunge în moarte clinică. S-a renunțat la această idee? Această posibilitate există și în acest moment sau va exista cât timp funcționează cardul, cât timp există această legislație. Dar trebuie să fie la alegerea pacientului. Pacientul este cel care decide dacă își trece pe card afecțiunile de care suferă, la ce este alergic, ce grupă sanguină are, este absolut la alegerea pacientului. Iar pentru a intra în categoria donatorilor de organe, nu este suficient să îi spui medicului, da, vreau să inscripționez pe card că sunt donator de organe. Trebuie o declarație notarială. Fără acea declarație notarială, nimeni nu poate să inscripționeze pe card nimic. Deci, niciodată medicală nu este trecută pe card dacă pacientul nu dorește. Trebuie să existe o cerere expresă a pacientului să-i se treacă anumite afecțiuni sau anumite alergii sau... Altfel spus, poate merge la medic și să-i spună, te rog să-mi scrii aici toate bolile pe care le am. Cum se procedează? Foarte bine. Medicul în programul informatic bifează rubricile respective și este în regulă. Când se duce la un alt medic și introduce cardul, acele afecțiuni pe care pacientul a dorit să le treacă se văd acolo. Trebuie să înțeleagă pacienții extrem de bine că ceea ce este pe card nu se vede ținând cardul în mână. Nu se vede așa. Nu. Dacă nu vede nimeni ce deci scrie pe cardul. Deci văd datele pe care le-am spus mai devreme. Nume, prenume, cod de identificare. Tot ce înseamnă parte medicală se vede doar în momentul în care acest card este introdus în cititor și introdus pinul cardului. Fiecare card are un pin.
pinul meu nu seamănă cu al dumneavoastră. La fel ca la cardul bancar. Sau chiar dacă ar semăna pinul meu, ar fi același cu al dumneavoastră, ar trebui ca eu să știu ce pin aveți dumneavoastră și să îl introduc. Altfel, după 5 încercări, cardul se blochează și nu mai poate fi folosit. Mai mult decât atât, medicul, în momentul în care ajungi în fața medicului, își dă seama că eu nu sunt Elvira Gheorghiță, în primul rând de sex, în al doilea rând, dumneavoastră este mult mai tânără, și sunt multe lucruri pe care medicul le sesizează imediat. Chiar dacă încerc eu să nimeresc pinul, nu e în regulă. Deci acest card este extrem de sigur. Pacienții nu trebuie să-și facă griji că cineva poate să aibă acces la bolile de care suferă. Nu există. Și unde anume are nevoie de acest card? Pacientul are nevoie de acest card ori de câte ori se duce la un furnizor de servicii medicale. Și când spun furnizor de servicii, da, mă refer la absolut toate categoriile de furnizori care oferă servicii medicale, începând cu medicul de familie și terminând cu cel mai mare spital din România. Dar la farmacie, de asemenea, trebuie să prezinte cardul? Da. La laborator, la trebuie analize? Să explicăm vis-a-vis de cardul folosit la farmacie, pentru că au existat de când a început cardul să funcționeze tot felul de interpretări. La farmacie este singurul loc unde pe card cardul nu poate fi inițializat. Deci dacă nu ai cardul inițializat și te duci să ridici o rețetă, farmacia nu-l poate inițializa. În rest, toți furnizorii pot să inițializeze cardul. De ce? La farmacie ne interesează cine și când ridică rețeta. Rețeta, în acest moment, este un program informatic, rețetă electronică, și în momentul în care ești în cabinetul unui medic și se scrie o rețetă și ea este acceptată în sistem, înseamnă că îndeplinești condițiile de a primi acea rețetă. Și pentru a nu mai exista rețete care să nu fie adresate pacienților și să fie, așa zise, rețete fictive sau rețete cu medicamente altele decât cele de care pacientul are nevoie, la farmacie avem nevoie să știm cine a ridicat rețeta, pentru că au existat de-a lungul vremii tot felul de comentarii. Nu eu am eliberat rețeta, nu eu am luat medicamentele și așa mai departe. Să presupunem că există un moment în care sistemul nu funcționează. Și în momentul în care nu funcționează, deja toată lumea este agitată că nu pot să primească, nu pot să ofere sau nu pot să primească servicii medicale, nu pot să își ridice rețetele. Se pot ridica rețetele, îți completezi datele de pe buletin și semnezi tu, nu farmacistul, nu farmacista. Deci cel care ridică rețeta. Mai mult decât atât. La un moment dat se poate să fii imobilizat la pat sau în casă și nu poți să te duci să-ți ridici rețeta. Ce înseamnă? Că nu ai acces la medicamente? Nu, se duce cineva din familie, se duce un vecin, poate să ridice rețeta, poate să folosească cardul lui propriu sau poți să-i dai cardul să-i spui pinul. Nu este indicată această variantă. Păi da, aici vreau să fiu foarte clar. Deci totuși, pacientul este imobilizat în pat, da, și el trebuie să meargă să ridice rețeta vecinului. Cum procedează exact regula? Să ridice rețeta cu cardul celui care se duce să ridice rețeta sau cu buletinul acelei persoane. Dacă pacientul dorește să-i dea cardul și să-i spună și pinul, nouă ne este greu să interzicem această modalitate. Această practică deja. Această practică. Dar spunem de fiecare dată, cardul este personal, cardul nu trebuie lăsat în niciun cabinet medical, nu trebuie agățat de foaia de internare din spital, nimeni nu trebuie să știe pinul decât persoana respectivă. Foarte mulți își fac griji că se blochează cardul sau că au uitat pinul. Nu este niciun fel de problemă, cardul se poate debloca. Se deblochează în două situații sau în două locuri. Fie în cabinetul unui furnizor de servicii medicale, fie la casa de asigurări. De ce? Noi trebuie să știm cine solicită deblocare. Dacă o solicită un furnizor, în sistem se vede cine este acel furnizor, deci acel furnizor își asumă deblocarea cardului. Sau te duci personal la casa de asigurări și ți-l deblochează. Altfel, dumneavoastră găsiți cardul meu pe stradă, vă duceți și spuneți schimbați-mi pin. Nu este normal. Deci întotdeauna trebuie să știm pentru cine deblocăm acel card. În cazul îngrijirilor la domiciliu,
Este nevoie de card? Este nevoie de card pentru orice serviciu medical. Indiferent că este internare în spital, indiferent că este consultație la medicul de familie, la laborator, la îngrijire la domiciliu, dispozitiv, orice. Vine acasă o organizație care se ocupă de îngrijire la domiciliu. Da. În momentul în care a ajuns acasă, iau și dispozitivul astfel încât să ia cardul meu, să-l pună în cititor și după aceea să-mi valideze consultația? Da, este una din variante. Sigur că are laptopul, are cititorul, are semnal, folosește cardul. Să presupunem că nu are semnal, nu are laptop, nu are cititor. Atunci va trebui să își noteze codul de identificare al pacientului respectiv și noi vedem că acel card nu a fost folosit, dar este codul de identificare al pacientului. Sigur că dacă la un furnizor de servicii medicale vedem că este practică sau că este obișnuință, ne întrebăm, ne ducem, controlăm, vedem. Deci noi nu suntem împotriva acordării serviciului medical. Nu înseamnă că dacă controlăm, vrem să interzicem serviciul medical. Nu, vrem să știm că acel serviciu într-adevăr a fost oferit și că de acel serviciu pacientul avea nevoie. Deci nu vreau să înțeleagă lumea că un control înseamnă că eu nu vreau să dau servicii medicale, cum s-a spus. Controlează ca să nu mai dăm servicii medicale. Nu, nu este adevărat. Ca să nu mai fac analize, ca să nu am prea multe trimiteri. Casa are un obiectiv extrem de important. Să deconteze serviciile efectiv acordate, să nu plătească un pacient, serviciile unui pacient, în același timp la doi furnizori de servicii medicale, pentru că nu pot să fie în același timp în două locuri, și să nu plătească pentru același serviciu de două ori. Da, domnul președinte, aici aș vrea să insist puțin. Pacienții internați în spitali au validat cardul. Ulterior, medicul din spital a decis că are nevoie de o investigație care nu poate fi făcută în acel spital și îl trimite către o altă unitate sanitară în acea zi. Interesantă întrebare și cred că lămuritoare pentru pacient. Numai că atunci când este internat în spital, conform legislației, trebuie să îi acord serviciile de care pacientul are nevoie. Dacă un spital nu dispune de acel serviciu medical și trebuie să apeleze la un alt furnizor de servicii medicale, atunci trebuie să aibă o relație contractuală și spitalul îi decontează acea investigație. Nu o decontează pacientul. Se întâmplă nu de puține ori când pacientul este internat și este trimis să-și cumpere nu știu ce medicamente, să-și cumpere nu știu ce materiale sanitare sau chiar și o proteză și așa mai departe. După care pacientul vine la casă și printr-o cerere ne cere să-i decontăm aceste servicii. Nu putem să-i le decontăm. Este ilegal. Acele servicii pe care pacientul le-a plătit fiind internat în spital, trebuie să-i le deconteze spitalul. Trebuie să depună o cerere la spital cu chitanța din spate și spitalul este obligat să-i deconteze acele servicii. Altfel spus, dacă s-a stricat aparatul și eu urma să fac un RMN, să zic, sau un computer tomograf, spitalul în care sunt internată, revin, mă trimite la spitalul de lângă. Îmi plătește în continuare spitalul care m-a internat această investigație? Nu o plătește pacientului, o plătește acelui furnizor de servicii medicale. Pacientul trebuie să primească toate serviciile de care are nevoie pentru a avea un diagnostic sau pentru a fi tratat. Deci în niciun caz pacientul nu trebuie să plătească. Deci cât este internat, nu trebuie să plătească nimic. Sunt servicii care se acordă în ambulatoriu, la medicul de familie sau într-o policlinică sau într-o clinică. Și asta se întâmplă oriunde în lume. Ideal este ca pacientul să stea cât mai puțin în spital. Ideal este ca pacientul să poată să-și rezolve problema la primul medic care se duce. Și acela este medicul de familie. Ar fi ideal dacă s-ar putea rezolva toate problemele acolo. Sigur că nu se pot. Dar noi încercăm să deplasăm ponderea serviciilor medicale din spital, unde este foarte costisitor, spre medicina de familie, spre paraclinic, spre ambulator în general. Și acest card rămâne la birou internări? Nu. Am spus-o, o spun și voi spune de câte ori am ocazia. Cardul întotdeauna trebuie să stea doar la pacient. Pe durata internării? Pe durata internării, pe durata când nu este internat, pe durata când nu are nevoie de servicii medicale, trebuie să stea doar la pacient. Dumneavoastră vă lăsați cardul bancar
Nu, și atunci de unde știți dumneavoastră când m-am externat, ca să-mi verificați? Foarte simplu. Faceți cum această precizare. În momentul în care un pacient se internează, cardul este introdus în cititor, la internare și la externare. Asta vreau să faceți mențiune, așa, și la externare. Și atunci noi știm că în acel interval pacientul a fost internat și pacientul nu poate să mai primească alte servicii medicale decât cele oferite de spital. Și este deja de notorietate, rețetele scrise pe perioada cât pacientul este în spital nu sunt decontate și le decontează sau le imputăm celui care le-a scris. În mod normal, fiecare medic trebuie să știe ce se întâmplă cu acel pacient. Și atunci mă trimite să iau o rețetă pe care mi-o plătesc din buzunar fără să mai am rețeta aceea care m-ar fi ajutat. Cât timp sunteți internată în spital, nu trebuie îmi să... Îmi asigură spitalul absolut tot de ce... toate medicamentele de care am nevoie. Da. Am înțeles. Dar vreau să mă întorc, dacă nu vă deranjează, la acele carduri. Spuneați carduri pentru reducere la farmacie. Sigur, eu mă bucur dacă un pacient are posibilitatea să plătească mai puțin din un procent mai mic din acea coplată. Sigur, mă bucur. Mi-aș dori ca și eu să pot plăti mai puțin. Dar acel card este pentru pacient, nu este pentru ceea ce decontează casa. Da, numai pentru el, sigur, beneficiar lui. Poate fi privită problema sub două aspecte. Unu, este un beneficiu pentru pacient, este o formă de a-ți atrage clienții tu ca farmacie, ca și societate comercială. Dar, încă o dată spun, în egală măsură, vreau să beneficiez și eu de același procent. Sau îmi doresc ca piața serviciilor medicale să fie o piață absolut deschisă, să fie o piață în care să existe o concurență doar pe calitatea serviciului medical și nu să mă duc acolo că mă costă mai puțin, dar calitatea nu este aceeași. Urgențele medicale nu au nevoie de card de sănătate, este corect? Și cât pot rămâne internate în spital în aceste condiții? Urgențele sigur că nu au nevoie de card, dar sunt urgențe și urgențe. De exemplu? De exemplu, o urgență, nu știu, ți s-a făcut unui pacient rău pe stradă, cade, este dus în prima unitate sanitară, îi se acordă primul ajutor, nu stă nimeni să întrebe de card, pentru că trebuie să rezolvi problema medicală a pacientului, să-i salvezi viața, nu să se complice lucrurile. Dar de foarte multe ori te duci la urgență sau pacientul se duce la urgență, nefiind o urgență majoră, în mod normal ar trebui să folosești cardul, dar încă o dată spun, la urgență nu se folosește cardul. Și dacă te internezi din urgență, te internezi în spital, atunci cel puțin la externare trebuie să ai cardul. Pentru că se presupune că până la externare, fie vine un aparținător să presupune că nu ai cardul la tine și ți-aduce cardul, situația medicală se îmbunătățește și atunci cardul poate fi folosit. Așadar, dacă nu am card, nu v-am păcălit că am intrat... Nu am un control al serviciilor medicale. Și dacă n-am card, nu mai externați? Și dacă ne uităm foarte bine într-o unitate de primiri urgențe a unui spital din București sau din provincie, n-are importanță, o să vedeți că sunt foarte mulți pacienți și un procent mare din acest număr nu fac obiectul unei urgențe, dar totuși sunt acolo. Așadar, trebuie să prezint cardul la externare, măcar, chiar dacă m-am internat ca urgență, da, altfel, da, da, risc să, să plătesc cele 3 zile de spitalizare? Da, va exista și această posibilitate la un moment dat. Dar acum nu există. Acum nu există, ne gândim să instituim, i-a spune, o metodă de a cointeresa pacientul să folosească acest card pentru că este în beneficiul lui. Chiar spuneam și în urgență. Că acest card confirmă că într-adevăr ai avut nevoie de acel serviciu medical. Și atunci, cred că nu vreți să fie trecute servicii medicale pe numele dumneavoastră fără ca dumneavoastră să fie avut nevoie de el. Deci orice serviciu care, de care un pacient nu are nevoie și este acordat, înseamnă consum de bani. Până la urmă,
banii sunt publici, până la urmă banii sunt pentru toți. Așadar, domnule președinte, în curând vom avea nevoie de card și atunci când suntem urgență medicală. Cel puțin la externare, da. Aș vrea să vorbesc despre un alt card care, într-adevăr, a fost mult mai rapid implementat. Este vorba de cardul european de sănătate. Mulți oameni cred că, având acel card, pot merge în străinătate pentru diverse tratamente. Și aș vrea să precizăm faptul că nu este chiar așa, ci doar dacă am o urgență medicală și acolo, atunci îl pot folosi. Acel card este cardul european. Spre de cardul de la dumneavoastră, care este cardul național valabil pe teritoriul României. Iar cardul european este valabil în spațiul Uniunii Europene. Și acest card nu îți dă dreptul la o consultație programată, la un serviciu medical programat. Îți dă dreptul atunci când te afli pe teritoriul unui alt stat din Uniunea Europeană și ai nevoie de un serviciu de urgență. Și ți se acordă doar acest serviciu de urgență. Altfel nu este de contat. Noi nu decontăm serviciile medicale primite de pacienți în afara țării, nici spitalului respectiv, nici pacientului, nici aparținătorilor. Noi decontăm serviciile medicale casei din țara respectivă, cu care acest spital are contract. Dacă casa de acolo decontează costul integral al serviciului medical și noi îl vom deconta integral. Dacă casa de acolo decontează un procent de, indiferent cât este, decontăm doar acel proces. Da, și aici aș fi vrut să insist un pic în condițiile în care decontez la nivelul serviciului din România. Deci eu nu pot, dacă serviciul lor este de trei ori mai scump decât al meu, pot deconta serviciul la nivelul țării respective sau îl decontez la nivel... Acest aspect pe care dumneavoastră îl prezentați se întâmplă atunci când pleci fără nicio formă legală. Da, cardul este strict pentru urgență, am înțeles, și, l-am decontat. Directiva Uniunii Europene spune așa, este asiguratul tău, dacă are o problemă, sigur că trebuie să o rezolvi, nu este la tine în țară, este într-o altă țară, deci oricum i-ai fi decontat acel serviciu. Și atunci îl decontăm la nivelul costurilor din România. Chiar dacă acolo costă nu știu cât în plus, noi decontăm la servicii, la nivelul serviciilor din România. În momentul în care pleci cu card european sau cu formular, indiferent care este formularul, decontăm atât cât decontează casa de acolo. Dar în ce condiții? Există în afară, și asta iar trebuie să rețină pacienții foarte bine, foarte multe spitale au nou contract de 100% cu casa. Au o coplată, care poate să fie în diverse procente. Acea coplată noi nu o decontăm. Pentru că, repet, decontăm cât decontează casa de acolo. Și atunci când se duc la pentru un serviciu medical în afară, trebuie să fie extrem de bine informați. Cât înseamnă coplata, ce alte cheltuieli adiacente sunt, pentru că acelea trebuie plătiți din bani proprii. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un pacient atunci când dorește să meargă la un tratament în străinătate? Înseamnă că în România nu poate fi efectuat acel tratament? Un pacient are dreptul să se ducă la să obțină un tratament în afara țării în momentul în care acel serviciu medical, acel tratament, nu poate fi acordat în nici una din unitățile sanitare din România. Deci dacă nu poate fi acordat în București și poate fi acordat în Mureș, nu poate să obțină acel formular. Pentru că asta spune directiva europeană, nu noi am făcut legea, noi doar ne conformăm și la fel se conformează toate celelalte țări din Uniune. Există pacienți străini care au venit să se trateze în România? Da, există, dar într-un procent foarte mic și eu mi-aș dori ca acest procent să fie mult mai mare decât numărul pacienților care se duc și se tratează în afară, pentru că am încasat și noi bani. Și vreau să-i asigur pe pacienți că corpul medical din România este extrem de bine pregătit. La momentul actual se pot pune diagnostice de mare precizie pentru că există și aparatură și existând un corp medical foarte bine pregătit nu se pune problema. Dar există și această optică că, nu știu, afară ești mai bine tratat, se pune diagnosticul mai bine, mai... Cred că diferența dintre ce se întâmplă afară și ce se întâmplă în România este doar de lucru în echipă. La noi lumea nu prea lucrează în echipă, în afară nimeni nu spune un diagnostic de unul singur, ci se consultă toți cei care
au participat într-un fel sau altul la investigațiile pacientului. Și inclusiv la ce înseamnă recuperare după o intervenție sau după un tratament, pentru că tratamentul nu se termină la ieșirea din spital. Mai sunt multe lucruri. Ne referim la accidentul din colectiv în care foarte mulți pacienți din România au fost tratați în străinătate și care într-adevăr necesită, mai sunt tratați și acum în străinătate, și care necesită într-adevăr și recuperare de lungă durată. Aceasta poate fi efectuată în continuare în Depinde străinătate? Depinde de la caz la caz. Sunt proceduri care pot fi făcute foarte bine în țară, sunt proceduri care nu pot fi făcute în țară. Și depinde de ce îi recomandă medicul care l-a tratat acolo, într-o clinică sau alta din afară. Domnule președinte, de unde și-ar găsi pacientul român toate informațiile legate de tratamentul în străinătate? Să poată să știe care sunt condițiile în care poate să plece, dacă e nevoie să contacteze o clinică din străinătate, poate chiar un medic poate pleca fără acceptul unei clinici din străinătate sau al unui doctor de acolo. Există undeva toate aceste informații pentru ca orice bolnav din România informații, să știe? Cum trebuie să procedezi, ce trebuie să faci ca să te duci pentru un tratament afară, sigur că sunt pe site-ul Casei Naționale, pe site-urile caselor județene, dar cele mai bune indicații, cele mai bune referințe le obții de la medicul tău curant. Și trebuie să existe acea legătură între pacient și medicul curant, acea încredere între pacient și medic, și doar el poate să-ți dea date extrem de exacte. Presupunem că veniți la mine medic. Știu ce boală aveți, știu ce pot să fac, știu ce se poate face în România și trebuie să vă spun extrem de deschis. Pot să fac asta. Nu pot să fac asta, dar se poate face într-un alt centru universitar din România. Sau nu se poate niciunde în România, dar știu că la clinica X din o altă țară, acolo se poate trata afecțiunea dumneavoastră sau se poate pune un diagnostic. Și atunci ar trebui să obțineți cele mai bune informații de la medicul curant. El știe cel mai bine. Altfel, cineva care nu s-a ocupat de dumneavoastră până acum, nu el va preciza diagnosticul, trebuie să se uite pe toate investigațiile, trebuie practic să o luați de la capăt. Este o practică totuși a colabora cu medicul din străinătate întotdeauna și a discuta și cu el, a prezenta cazul, astfel încât atunci sigur, când ajunge pacientul din sigur, România știe atunci despre ce este vorba. Atunci când te duci la un tratament în afară, trebuie să ai o programare prealabilă. Pentru că altfel riști să nu poți primi serviciile medicale de care ai nevoie acolo, briști ca acel formular să nu fie valabil, pentru că formularul se eliberează pentru o anume clinică, pentru un anume spital. Nu este valabil în Belgia pe stânga, pe dreapta. Deci este țintit pentru o clinică. Tocmai asta a fost rațiunea Consiliului Europei când a stabilit acest regulament, ca fiecare pacient să se ducă țintit acolo unde are nevoie, acolo unde există loc pentru internare și acolo unde cineva se ocupă de el. Altfel este aberant, ca să nu spun, să-mi folosesc alt termen, să trimiți un pacient în neant, așa, să meargă din clinică în clinică. Știți, am problema asta, vreau să mă internez și încă o dată spun, acel formular este valabil țintit pentru anume clinică. Câți pacienți români s-au tratat în străinătate și pentru care ați plătit deja destul de mulți de pacienți, un număr exact în momentul nu, de aproximativ. Față nu am, dar pot să vă spun sumele decontate, care sunt exact. Decontăm anual peste 80 de milioane de euro pentru tratamente în afară. Mi-aș dori ca toți acești bani să rămână în țară și mai mult decât atât să încasez 80 de milioane de la pacienți veniți din alte țări. Și să știți că medicii noștri chiar îi pot trata. Și pentru ce anume suferințe pleacă românul în străinătate? În principal. Foarte multe și de foarte multe ori se insistă pentru tratamente care pot fi acordate aici, doar din ideea că cineva îi spune lasă, du-te afară, când România e dezastru. Nu este dezastru. România a făcut niște progrese fantastice. Aparatura care în acest moment există în afară, există în mare parte și în România. Medicii noștri se duc la toate congresele, sunt în contact cu toți cei de afară, sunt la curent cu ultimile noutăți ale medicinei.
Nu cred că există un domeniu terapeutic sau are terapeutică în care să nu fi plecat vreun pacient. Dar de regulă pleacă pentru intervenții chirurgicale mai degrabă, pentru nu? Pentru intervenții chirurgicale sau pentru tratament, fie radioterapeutic, fie chimioterapeutic, fie în afecțiuni cardiace. Radioterapia este încă deficitară în România și atunci probabil că se justifică, da, și plecarea la tratament. Da, radioterapia este deficitară în România în acest moment. Încercăm să rezolvăm din acest handicap și sper că anul ăsta să facem mai mult decât anul trecut. Și anul trecut a existat un progres în ceea ce privește radioterapia, în sensul că am creat un subprogram în cadrul programului de oncologie de radioterapie și fiecare pacient care are nevoie de radioterapie este monitorizat și acele servicii se decontează. Dar ne lipsesc centrele de radioterapie și ne lipsesc în acest moment și specialiștii. E adevărat că și centrele se construiesc, e adevărat că și specialiștii se formează, dar dacă am putea într-un ritm mult mai alert, ar fi bine. Acum, sigur, în radioterapie au apărut mașini sau acceleratoare de particule ultramoderne, care ele se învârt după pacient, nu pacientul după aparat, pentru că în radioterapie trebuie să faci un tratament extrem de țintit și extrem de bine dozat, în așa fel încât să nu strici, ci să repari. Ori aceste centre performante, la acest moment trebuie să recunoaștem că ne lipsesc. De aceea sunt și cererile foarte, da, mari și pentru radioterapie. Un număr foarte mare de pacienți oncologici au nevoie de radioterapie. Iar aceste mașini de radioterapie au totuși o capacitate limitată. Pot să lucrez de dimineața de la 8 până la 10 seara, că în decurs de un an o mașină nu poate să trateze mai mult de 800 de pacienți. Ori la noi aproape sunt în stare să funcționeze non-stop. Sunt programați pacienți noaptea la 12, noaptea, funcționeze dimineața. Non-stop, nu este niciun fel de problemă. Mașina aia, cu cât funcționează mai mult, cu atât este mai eficientă. E în regulă, sigur, că până la urmă și confortul pacientului, să te duci noaptea. Dar important este să-ți tratezi boala. Într-adevăr, un alt succes al dumneavoastră din 2015 este tratamentul fără interferon. Vreau să-i dedic un capitol aparte. Deja primii pacienți au primit acest tratament fără interferon și aș vrea să știu cam câți anume sunt pe listele de așteptare și câți deja au primit acest dosar. Nu consider că este un succes al meu personal, este un succes al echipei Minister Casă. A fost un proces extrem de complicat. În primul rând că acest tratament de puțină vreme se acordă în străinătate. Și totuși România este printre primele țări care dă acest tratament. Mi-amintesc că prima dată am discutat de acest tratament, tot așa întrebat de presă, undeva prin primăvară. Și am spus că neașteptat de repede va fi acordat acest tratament. Sigur că, folosind termenul ăsta, am primit foarte multe critici. Lunar. Că nu lunar se făcea bilanțul. Repede. Exact. Dar a fost extrem de complicat. În primul rând că medicamentele au obținut avizul de punere pe piață și prețul foarte târziu. Undeva după data de 1 mai. Deci, practic, de acolo încolo am putut declanșa acest proces. Am ținut neapărat să existe un raport cost-volum-eficiență și să decontăm doar tratamentele pentru pacienții care s-au vindecat. Și aici a fost criticat că de ce nu decontez și tratamentele unde pacientul nu a obținut niciun rezultat. Nu mi se pare normal. Bun, dacă cei care dețin aveți de punere pe piață, cei care au acest medicament susțin că 98% din pacienți se vindecă sau chiar 100%, atunci sigur că vreau să văd și acest rezultat. Eu îmi doresc să tratez toți pacienții, să-i și vindec.
fost un proces extrem de complicat și în primul rând că trebuia așezată la masă toată lumea. Trebuia să porți discuțiile în mod egal cu toți cei care dețin aceste medicamente. Pentru că altfel s-ar fi interpretat că de ce cu unul și nu cu celălalt. Au existat peste 33 de întâlniri cu fiecare din deținători. Deci vă dați seama că a fost un proces extrem de laborios și nu aveam experiența acestui mecanism. De fiecare dată am întrebat dacă cineva știe, dacă cineva l-a mai practicat, să vină și să-mi spună. Au fost multe lucruri care le-am învățat pe parcurs. Scopul a fost de a obține tratament pentru toți pacienții și un cost suportabil de către sistemul nostru sanitar. Toți pacienții, adică cam câți? În tratamentul hepatitei sau în evoluția bolii hepatice, există mai multe stadii de fibroză, deci care arată starea ficatului. Și cei care au grad de fibroză F4 sunt cei mai grav bolnavi și care nu aveau o variantă terapeutică în acest moment. Și care au făcut transplantații. Vechiul tratament nu mai dădea niciun rezultat. Sigur, și transplantații reprezintă o categorie specială pentru că degeaba îi faci un transplant dacă virusul există și atunci trebuie tratat acel virus și apoi făcut transplantul. Și am luat decizia de a acorda tratament acelor pacienți care nu au nicio altă variantă terapeutică. Și mi se părea normal să-i acorzi omului o șansă și apoi să te duci spre F3, F1, F2 nu dă nimeni în lume, deci ne vom duce spre F3. Nu știam foarte sigur nici câți bolnavi sunt. După toate calculele noastre, bolnavi cu F4 undeva în jur de 5.000 plus minus. Dar am obținut în condițiile de negociere tratament pentru toți bolnavii care au F4, chiar dacă sunt mai mulți de 5.000. Și ceea ce este extrem de important este că dacă nu sunt 5.000, vom plăti doar cât sunt. Și din cei cât sunt, cât se vindecă. Bine negociat, într-adevăr. După unii da, după unii ba. Deci așa, asta da. Rămâne de văzut. Și ce am mai obținut în plus și am spus-o de fiecare dată, că nu voi lua în considerare niciun dosar de hepatită făcut înainte de a încheia această negociere. De ce? Pentru că vreau să fie o investigație la zi și această investigație este, costul ei este suportat de deținătorul de APP, deci nu plătește casa. Dar au existat colegi de-ai noștri care i-au trimis pe pacienți să-și facă investigațiile, deși eu spuneam că nu trebuie să se ducă să și le facă. Pacientul sigur că ascultă întotdeauna de medicul lui și se ducea și au fost pacienți care au cheltuit sume foarte mari de bani în condițiile în care aceste sume erau decontate de cei care dețin medicamentul. Și uite, așa am reușit să începem tratamentul și la acest moment sunt pacienți care și-au luat tratamentul. La nivelul Casei Naționale sunt depuse peste 1200 de dosare, din care aproape 1000 au trecut deja prin comisie, mai exact vreo 976 sau 78, iar din aceste 900 și 700 și au fost deja aprobate. Deci pacienții își primesc tratament. Există un număr de 200 și ceva de dosare care au fost respinse, care nu fac obiectul, pentru că există niște criterii medicale extrem de clare. Și ca să obții tratamentul, trebuie să te încadrezi în acele criterii medicale. De ce ținem la aceste criterii medicale? Pentru a ne respecta ceea ce ne-am propus și pentru a asigura o echitate în rândul pacienților. Și să nu lăsăm un pacient cu F4 netratat și să tratăm F3. Sigur, au existat foarte multe voci care au spus, da, vreți ca toți cu F3 să ajungă la F4? Nu. Sigur că nu vrem acest lucru. Dar
acum în mod sigur în prima parte a anului 2016 vom acorda tratament și pentru pacienții cu F3, tot așa pe niște criterii extrem de clare, vom negocia din nou prețul. Pentru gradul de fibroză F3 există mai multe medicamente decât la F4, mai puține contraindicații și atunci vor intra toți pacienții. Pentru că ăsta este scopul nostru, să asigurăm tratament pentru toți pacienții. Este greu să explici unui pacient cu aceeași stare ca și un altul, ție îți dau, ție nu îți dau. Da, dar mai mult de atât, medicii spun că există și un risc. Există riscul ca atunci când îi dau unui pacient cu stadiu mai mic, acest tratament s-ar putea să-i facă mai mult rău decât bine. Și cu certitudine specialistul trebuie să decidă. Absolut, absolut. De aceea există o comisie formată din profesori, din medici cu mare experiență și pot să aduc absolut toate aprecierile mele și chiar laude Comisiei Terapeutice de la nivelul Casei Naționale, pentru că, dacă vă amintiți bine, cum circa o lună, o lună și ceva în urmă, a existat un articol de presă în care se vorbea de contraindicațiile tratamentului fără interferon la o anume categorie de pacienți. Ori, datorită profesorului Poproiu și a echipei domniei sale, noi încă din vară am ținut cont de ceea ce a apărut oficial la câteva luni după. Deci este un merit absolut al comisiei. Și fără această comisie terapeutică, să știți că nu puteam acorda niciun tratament. Mai mult decât atât, comisia terapeutică, ca să nu existe nicio suspiciune vis-a-vis de această comisie, au luat decizia ca cei care sunt în comisie și aprobă dosarele să nu prescrie medicamentele. Extraordinar. Deci nu amestecăm lucrurile. Și de aceea dosarele sunt extrem de bine analizate. Chiar și de două ori, mi s-a spus, chiar și de trei ori, chiar citite și de foarte multe ori. Și de foarte multe ori am mai cerut o investigație, de foarte multe ori am mai cerut o lămurire, tocmai pentru a nu prejudicia pe nimeni, de să nu dăm tratamentul unuia care merită sau să dăm la ceea ce nu se încadrează în aceste criterii medicale. Doamne președinte, timpul nostru se apropie de sfârșit, intervenția noastră se apropie de sfârșit. Aș vrea să vă întreb, prețuiți sănătatea și cât de mult o prețuiți? Acum eu cred că orice om, cel mai mult pe lume, prețuiește sănătatea. Și ce faceți pentru acest lucru? Dacă nu ai sănătate, nu cred că restul lucrurilor mai contează. Sau atunci când nu ești sănătos, nimic altceva nu te mai preocupă decât starea de sănătate. Aș vrea ca pacienții să se ducă la acele controle periodice, sunt controle periodice introduse la medicul de familie și în 2015 am negociat cu paraclinicul, cu laboratoarele în special, un procent de 12% din suma alocată de către casă unui laborator, unui furnizor de paraclinic, ca 12% din acea sumă să fie folosită pentru investigații preventive. Și pot să vă spun cu ușor regret că nu toată lumea a înțeles să folosească această posibilitate. Fie că pacientul nu și-a făcut timp, fie că medicul a uitat să-l trimită și așa mai departe. Dar încet probabil că vor deveni și la noi aceste controle obligatorii. Aș vrea la încheiere să am un mesaj pentru toți cetățenii României și în special pentru pacienți. Pentru cei care în acest moment nu au o afecțiune, să-și facă acele controle periodice. La cel mai mic semn al unui disconfort să se ducă la medic. Pentru că noi trebuie să descoperim bolile într-un stadiu cât mai incipient. Cu cât le descoperim mai târziu, cu atât este mai greu pentru pacient și pentru costurile casei. Iar pentru pacienți să respecte indicațiile medicului, să se ducă de câte ori ceva nu funcționează bine în tratament sau în evoluția bolii și să beneficieze doar de serviciile care au nevoie. Mulțumim foarte mult, domnule președinte, mulțumim că ați fost alături de Trinitas TV, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori,
Și nu uitați, prețuiți sănătatea!